Bun găsit! Astăzi vom pregăti anghinare umplută. Am curățat aici 5 bucăți. Uitați, înăuntru sunt goale pentru că are un fel de barbă, un fel de puf pe care trebuie scos. Așa. Deci, avem nevoie de sare, pătrunjel și usturoi. Amestecăm sarea, pătrunjelul și usturoiul. Amestecăm foarte bine. Luăm câte o anghinare. Și pregătim ca să o umplem. Așa, devine un pic mai moale, că trebuie pus și în interiorul fiecărelor petale. Trebuie să punem usturoiul și cu pătrunjelul. Deci fiecare anghinare o facem așa. Luăm cu lingurița și punem în interior. Îi dă un gust foarte bun usturoiul și pătrunjelul. Și le așezăm așa într-o cratiță. Le facem pe toate. Le-am așezat pe toate aici în cratița noastră. Aici avem și codițele. Le așezăm și pe ele. Tot așa. Și punem puțin ulei pe deasupra. Adăugăm și un pahar cu apă și le punem la foc mic. Am fert înghenarea vreo 10 minute, cât să intre furculița bine în codițe, uitați, e aproape fiartă, apoi punem la cuptor. Pentru un gust și mai bun. Deci la cuptor iese foarte, foarte gustos. Iese gustos și așa, doar așa, dar având în vedere că gustul de cuptor îi dă un gust deosebit, o să încercați și o să vedeți că am dreptate. Ia uitați cât de bine arată. Este extraordinar, un gust minunat. Ia uitați. Ia uitați aici. O minunăție, o bunătate. Indescribibil.